Bă, băieți, deci ca să înțelegeți un pic ce se întâmplă, că trebuie să știți. Deci pentru că din cauza COVID să ține meciul afară. 20 de lei pe lățos. Ești Popularu? Da. Eu? Da. Eu nu. În acest moment, okay, alături de domnul șofer Conacu, ne îndreptăm spre Cluj-Napoca. Acolo vom juca la finala Superbet. Primul meci îl vom avea contra celor de la One Tap mâine. Astăzi e sâmbătă. Cine? Astăzi e sâmbătă. Okay. Mâine e duminică. E ora 10. 10:40. Bă, băieți, deci fiți atenți aici. Noi mergem când participăm la un turneu. Echipa All Stars. Eu sunt în calitate de băgător de seamă. M-au pus băieții coach pentru că oricum mă duceam ca manager să reprezint echipa acolo. Să nu-i bată ăia pe acolo, să iau bătaie și eu cu ei. Și am zis, bă, hai totuși să mă duc și eu cu ei. Sunt trecut ca și coach eu, o să facem panala acolo. Azi e sâmbătă. Astăzi avem media, da. Media day. Mâine se joacă un meci la nu știu ce oră, cu fiind duminică, cu One Tap. Noi jucăm cu One Tap și Nexus joacă cu Quantum. Quantum. Progidi? Prodigy. Prodigy sau Prodigy? Quantum Prodigy. Dacă te uiți acolo sus, au dat foc la munție. Toți sunt nori, aburi. Dacă nu știați, munții iau foc. Uite, 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 mami. Sunt nori. Păi, mami, ne-a dat foc ăștia. Și mâine se joacă meciurile astea două pentru a determina winner bracket și loser bracket. Turneul, componența lui este format din 4 echipe. One Tap, Nexus contează, și Quantum Prodigy. Și apoi, luni, marți, miercuri, joi, vineri, ce să faci? Brac. 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 Sâmbăta viitoare va juca probabil prima dată finala winner, adică din două câștigătoare de mâine. Best apoi five. Se va juca. Nu. Deci mai întâi se joacă finala winner dintre cele două câștigătoare de mâine. Apoi se joacă semifinala loser, cele două pierzătoare de mâine. Cine pierde din finala winner va mai juca încă un meci cu câștigătoarea din semifinala loser, iar duminică se va juca finala mare, best of 5. Nu, deci nu știm cum să stăm să jucăm cât mai multe meciuri. Cu 1-0 avantaj. 1-0 avantaj pentru cine? Pentru cei care câștigă finala winner. Prize pool-ul este de 8000 de euro. Euro. Premiul 1 4500, premiul 2 2500. 2000, 1000 și 500. Ah, ok. Deci toată lumea are de câștigat câte ceva. Cum s-a ajuns aici? Să calificați la anul ăsta? Qualifier. Qualifier. Perfect. Câștigat de toate echipele care sunt aici. Câștigat de toate echipele care sunt aici. Între timp mai suntem calificați, angrenați în altă competiție? Da. În ce competiție? Pe 21 avem grupele la CEE. 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 Ok. Championship. Grupe. CEE. Cu cine suntem în grupă? Suntem în grupă cu Last Wind, Croația și Blue Jays, cei din Muntenegru. Mamă, ăia care se ceacau coduri? Aia. Da, da, da. Mamă, frate, ești gata. No, bun. Gata, mă, băieți, ați aflat și detalii despre ce s-a întâmplat acum. Și ce să vă zicem? Așteptăm să ajungem și noi la Cluj și să vă surprindem cu niște filmări porține de acolo. Să aducem și restul de jucători participanți la acest turneu în vlogurile noastre. Vă salută fratele Copacu. Vă salută fratele Conacu, în calitate de manager al echipei, suntem aici la Cluj și trebuie să vă arătăm frumos condițiile pe care ne le-au pus organizatorii la dispoziție, că merită. Dar până atunci, în asta ne încredem. Bun, o să facem un room tour rapid așa și apoi continuăm cu restul. Începem cu intrarea. Asta e tot room tour-ul. Și gata. Începem cu intrarea și cam atât. Avem o oglindă aici și asta e tot. După cum puteți vedea, ce faci, Polare? Mă odihnesc. Te odihnești? E bine. Avem și noi un televizor micuț aici, cu o cafetieră, ceierieră, un televizor, cu un mini birou. Mamă, ți-ai pus asta aici, v-ați lăsat direct, gata, ce să mai iau, te tricou pe jos. O măsuță mică cu două canapele de stat un om. Patul ăsta lui. Cel mai bun pat din istorie. Canapea accesibilă. Știu, pe ăsta am dormit și data trecută. Da? Mamă, știu cum am dormit, lemn. Bun, deci avem un pat pe care l-a luat White. Deci tu nu spune că noi trebuie să dormim trei și într-o cameră de asta. Da. Asta e pat de o singură persoană? Da. Și l-ai luat tu? Da. Piată foarte hârtie pe el. Nu. Bun, deci avem un pat de o singură persoană, care are două perne aparent. Așa. Un pat, bine, ne-am pus niște chestii pe aici. Un pat de două persoane, duplex. Așa, hai să vedem aici ce facem, amănunții, da? O noptieră în dreapta. Dreapta a plecat. N-a lăsat mușește pe aici ceva în safe-ul ăsta? Ia uitați-vă aici safe. Frumos, aici băgăm primele la băieți. Așa. Oho. Setar gol. Sertar gol, soft close doliane, așa, un telefon. Alo, stresul? Se iasă oaie să intre raga? Bine. Așa. Mă, să mă, uite ce, eu. Avem o
Veioză? Ok, avem o lampă mică. Bă, nu iese de aici, e bine. O lampă mică, priză de 220. Simplu, stată. În partea dreaptă avem așa. Încărcătorul cu conacul de baterie nu-mi interesează. Stai să punem și bateria la încărcătat. Pa, pa, pa. Bun, avem la fel o lampă care merge. Fiți atenți. Ăsta aprinde tot. Și ăsta aprinde doar acolo. Deci din 10? Stai așa că mor. Aici. Ce ăla? Două prize. Love to share some information with you. Nu știu să citesc. Așa, ăla e de dat pe telefonul prost. Okay. Bă, ai priză aici. Am pus-o pe asta. Ai pus-o. Am și priză. Asta e de-aia de machiaj, mă. Scaunul de gaming. Oh, bă. Hai să-l furăm pe ăsta, să-l dăm lui White acasă. Ia pune-te pe el. Dă o notă, rapid, de la 1 la 10. Nu murim. Nu murim. Vezi că e forță. De ce la asta bine ală? Se trece. Ce, vezi că nu-i robinet? Bă, da. Dă-te, mă. N-am văzut aia să mă n-am văzut chestia aia, fără nicio caterincă, adică... Fără nicio caterincă. Asta faci tot așa, mă. Ia uite, mă, să mă rege. 10 din 10, ești nebun. Așa. Deci avem, băia, ce e aici în dreapta? Aici avem... Pap. Nu mai avem. Prosop. Prosop. 4 prosoape. Să te tringi. Ăla. Hair dryer, mă. Ia, de loc ce-și peste poliexpert. Stai așa. Mă, vezi că e de la... Vezi că e de la calumea. Ăsta trece, o gogule. Știi când eu am luat cadoul lui Vasile de ziua? Vezi că sipul intră. Pă, mă, apă caldă, merge. Apă rece, merge. Săpun, body lotion. Asta e priză de anghel, mă. Ia vezi. Nu aprind că murim. Deci body wash, conditioner, shampoo. Ia de drumul ăla, mă. A, e duș de ăsta clasic, mă. Da. Ăla să te ții acolo când îi dai un mercaci. Vezi că e bine și asta să faci și tracțiuni. Mamă. Da, mă, cam asta e baia. Balcon avem? Nu. Acolo să te ascunzi după ce te căutăm noi. Nu. Dar ce mai avem acolo? Ce e ce am? Bă, fier de călcat. Fier de călcat. Umeraș. Masă de călcat. Ăsta e de aia de sadomasochism la 50 Shades of Grey, dacă ai fantasy. Ce ăsta, mă? Se vedea antiapă, bă. Mă, eu să murim cu toții. Bun, aici avem aer condiționer. Mierul care se închide. Ia, vezi, bă. Chiar e bun? Da, genul, că așa se închide așa și a deschide ușa. Avem și niște apă aici. Sunt crăieni. Perla Harghiti. Merge apică. Dă de la 1 la 10 o notă camere. 9 din 10. 9 din 10, ok. Ce note dai camere? 8. 8? Eu îți dau 6. Da. 6 pentru că e mai frumos ca la mine acasă, 1 la mână. 2 la mână. Stăm toți în aceeași încăperești. Da. 3 n-avem balcon, asta e. Și n-avem balcon, da. Scad la 8, scad la 8. Ne pregătim să ne debarcăm și noi. Eu o să dorm cu sound. Bulangiul a luat 4 singur, dar nu e ok. Nu rămâne așa. Ata zic. Vezi că coach-ul, am văzut coach agresivi. Pentru cine nu știe, la turneul ăsta eu sunt coach, stau în spatele lor, adică ăsta ia capace. Stăpânul Encona cu Love Forever, All Stars, vamos! Și primul turneu, primul turneu ai luat locul 2. A făcut poză și la Counter și la Dota. Așa. Da, am luat locul 2 cu Teco. Și după aceea a urmat. 2000 cât? 2012, 2013? Cine la început de CSGO. Nu știu, 2012, cred că 2013. Cine v-a putut toate atunci? Next Please. Cine era în echipă? Kinder, Funky Lichos, Sonic. Puse? Tu n-ai avut tentativă să te lași? Nu mai știu. Eu m-am și lăsat la un moment dat. Ah, okay. Bun, ați luat locul 2 la turneul ăla. Ce-a urmat după aia? 2013. Ce-a urmat? Ia să vedem ce ne prezintă aici. Primă pre-match. Hai! Pregătire, da? Da. Ce avem acolo? Una, două, trei. Le facem 18. Au. 18 de corona. Și ai și un bonus acolo? Așa. Aolo. Asta e pentru camera asta doar. Ua, așa, da. Păi, auză-mă, ce dar ce dau eu pe toată lumea? Ce e nebună? Că toți să nu ne audă. Mâine avem meci, nu știm la cât avem meciul. Important e că în seara asta nu avem nimic de făcut decât să dormim și să bem. Suntem în ziua 1, 2, 3. Am început ziua 3 de când suntem aici. Mamă, mâncați și mă ligă nas. Vă dăm noi update aici. Am jucat ieri prima oară. Noi am jucat primii cu cei de la OneTap și a fost o înfrângere din partea noastră pe Miraj, parcă. Da, Miraj și Vertigo. A fost un 2-0. Da, cu modare, așa să zicem. Am căzut în lower, parcă nu mă. Așa, suntem în lower bracket. Asta înseamnă că încă mai avem șanse și dacă ieșim de aici avem un, în finală, dacă ajungem în final, avem un handicap de o mapă, nu?
cal în final. Bun, și au jucat și de la Nexus cu Quantum, deci e bine că totuși vă putem da update-uri. Bun, deci noi am pierdut ieri 2-0, Nexus a bătut 2-0 pe Quantum, cei de la Quantum au și un băiat de la Quantum s-a îmbolnăvit și a fost nevoie să joace toți de la hotel și s-a ținut meciul dintre Nexus și Quantum. Nexus a fost la sala acolo la scenă, Quantum a jucat de la hotel. Sperăm că poate să-l înlocuiască pe băiat și să jucăm când jucăm și noi de la scenă de acolo. Nu a mai fost pus coach sau, mă rog, în spatele jucătorilor, că din ce am înțeles, am și vorbit aseară un pic, așa, nu mai e permis în România, că, ce mi s-a zis, gen, că tu auzi, poți să te uiți în monitoarelor, alți, îi auzi pe chestări, nu ai delay-ul ăla. Oricum n-aveam eu ce te căuta acolo, doar era pentru moralul băieții. De seama, acolo, vibe-ul ăla. Ne urmăriți pe Instagram acolo pe toți băieții, să vedeți toate Instagramele la toți băieții din echipă în descriere, Instagramul meu, Instagramul echipei oficial. Iar eu stau pe măsuță de asta de machiaj, sorb o gură de cafea. Deci ce joc ne jucăm? Canter? Da. Fazan de la, da, cu canterici de ăsta, da? Fazan cu canter, da. Hai. Noi m-am gândit deja. Crede-mă că am stat o dată și 40 minute. Hai. Iar 1, 2, 3 cât? Și ne juram pe putere. Iar 1, 2, 3 cât? Nu știu cum, nu cât să zic. Păi nu, gen... Bă, să fie pe HLTV. Da, și dacă e pe HLTV. Asta o să fie mai grup pentru Conac, o să ne jure puțin, da? Hai. Mă, că vreau să nu mă depășească asta. Ha, zi. M-am gândit. Gata? Da. Eu încep? Da. T. Să înceapă cu T. Da. Eu mă gândire la TF, nu ghicea nu niciodată. TF? Nu. Ok, deci eu ți-a trecut. Men twist, l-a ghicit? Nu. Dar Red Fear? Nu e twist așa, și acum zic eu. Trăcapă ăla. Nu. Nu vreau să zic eu. Nu. Hai, uai, zi. Mă, păi și acum trebuie să mă gândesc la altul. Singurul pe care îl știam. E greu. Vezi că am făcut manevră sau. Te ca și simt. Începe cu T? Da. Dă un indiciu ceva, mâncați-șcu. Dă un indiciu? Da, așa că suntem așa. Hai, ce vrei tu, mă, zi? Un indiciu. Ce naționalitate are? Nu e român, clar. Cred că Slovacia. E? Sau Cehia. Una din două, nu sigur. Nu, un indiciu, e premier. Îți dau un indiciu cum se numește echipa, poate-ți vine. Enterprise. The Elite. Da. Da. Stop. Gata, te-ai gândit? Da. Hai, ghicești tu, ai. Dăm așa. Joe Hype. Da. Gliv. Guardia. Tot așa jucăm, nu? De ăsta mai cunoscut. Da, mă, dai. Guți. Mamă, gata, știu. Gata, știu cine e. Vreau și un jucător cu gât. E popular. A? Dau indicii dacă. E popular? Da, mă, știu eu cine e. Nu, oricum. E popular rodul tot, adică e rodul tot. Mare. A jucat și 1-6. A jucat 1-6? Da. E român? Nu. A jucat 1-6? Da. Nu mai știu cine. What the fuck? E mare, e... A prins top 20 de... Nu știu, am un lapsus, o pas, nu știu, a descalificat, bă, da. Gheri? Da, nu stai, cred, coach. Coachul de la... Coachul de la brazilien. Tot ai zis tu, băi. Gratisfaction. Nu? Cine, mă? La australian. Australian, la... Mustăcios. E mustăciosul suprem. Ea are mustață de-aia direct de... De-aia, de o întorci așa. De o întorci așa. Cântărețul ăla, ai era venit, da. Ios acum, A. Top. S. Iar S. Cât timp am să mă gândesc? Nu știu, de la A în 2 secunde ajuns la S. Vrei ajuns? Apă, cât timp făcă și că lămână? Te-ai gândit? Nu, stai un pic. Cât timp am să mă gândesc? Bă, nu știu. Până ajuns la Cluj. Că-s mulți cu S. Trebuie să fie doar jucător, da? Da. Mă, că ajungem la Sibiu până dai tu. Gata, mă. Ia zi. Ce să zic? Cum era să se agă? Ca să-i las pe ăștia, eu zic simple. No. Cum ai zis? Shiro. No. Senfis. No. Sexe. Chiar la sexe m-am gândit să... Chiar m-am gândit la grasul ăsta. Mamă, și aveam în cap niște indicii. A fost mai demult top 50, a fost și top 30. Acum joacă așa mai pe spate. Păi dacă eu zic o literă, eu trebuie să mă gândesc la o literă la care să zici stop, să știu jucătorul cu aia. Noi de oricând am ce stop, tu zici litera aia că știu un jucător. Nu, hai că zic pe literă pe bune, dar mă gândesc la jucător, că habar n-am. Mă gândesc la un jucător, vă zic cu ce literă începe și... Hai, cel mai bine, cel mai bine. Mamă, deci dacă îl ziceți din prima, eu nu mă mai bat. Bine, că de fapt din prima îl ziceți. A. R. Rene. RPK. Nu. Raga. Nu. Mă, ne-a băgat la balamuc. Nu e român, oricum.
român, da. Ok. Regalis. Nu. No. Indiciu, încă un indiciu. Are tot numele scris cu litere mici. Fără diacritice, fără nimic. Scris normal, cu litere mici. Mă uiți la un nume să nu mă descalifice, să ești de bun. Am o zi. Dar cel mai mare indiciu este cu litere mici. Nu am idee, nu. Tot cu litere mici, ești nebun. Restart. Nu. Robs. Am toate piesele, la 1 ajung la ăla acolo. Îi zic lui ăla, zic, bă frate, uite ăsta e cu... Zic, ăsta e contact. Dă ăla contactul, îl montează, îi dă cheie, merge. De eu m-am uitat eu în dreapta lui, nu bloca cheia. La fel ca ăsta al meu vechi. Da. Și zic, ăla monta înapoi tot. Și zic, bă, dar zic, nu blochează cheia, nu. Zic, păi ce faci, îl montezi? Păi da. Zic, bă, bă, frate, stai un pic așa, că nu le dau lui aia 3 milioane pe piesă, ești de pun degeaba. Nu? Logic. Corect. Zic, pune-l tot pe al meu, că îl dau retur. Da, el, bine, bine. Îl pune pe al meu, când se apuce de el, zice l-o la, zice, bă, ia du-mă contactul ăla, avem noi acolo. Aduce contactul ăla, zic, bă, cheia merge. Zic, uite, merge. Zic, bine, hai, lasă-l pe ăsta al tău. Zic, câți bani vrei pe el? El zic că, păi, 300, cu tot cum anul pe el. Deci eu l-am luat mai ieftin de la ăla direct la botucanul lui și cu tot cum ar operești. Bun, era cât ăla care mi-a venit 320, da, am dat cu tot el. Mă rog, ca să înțelegi pe ce am trecut, telenovelă. Bă, radio CD-ul ăla. Eu acum dau drumul la muzică, da? Este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ăla l-am auzit, greșea. Bă, da, se auzea în spate. Zilul ăsta zic, bă, da, se aude ciudat. Zice, da, umbli și tu pe la balance, pe la alea, că e dat pe spate, nu știu, sub bufăr. Zic, bine, eu ți-l-am făcut, merge, știi? Că omul asta trebuia să mi-l fac. Bine, mă. Eu când am luat mașina și m-am dus tocmai la Francela, nevastă mea, bă, am simțit în stânga și o să aici un pic de frig, mă. M-am dus la servis, i-am zis lui ăla, la două zile, zic, bă, cu ați simțit frig acolo? Zic, mie mi-e trafic pe acolo, eu n-am boxă. Ce, bă, ești tâmpit, cum ai boxă, mă? Ce, și dacă n-ai avea boxă, zice, e chedere, ai plastice, ai de alea, cum să ții frigul pe acolo, că la aripă respinge. Bine. Ajung, gen, plec de la ăla care îmi face audio, s-a auzea un pic pe spate, până la servis de la ăla. Zic, bă, nene, da, mi-am făcut audio, dar s-a audit doar pe spate. Bă, deschid ușa, dau drumul la muzică, pun urechea jos, nimic. Pun urechea dreapta, nimic. Îl pun pe ăla să-mi dea fața de ușă, jos, ce vezi, n-am box. Mă, mi-a luat boxa de pe mașină. Eu acum, gen, cumva știam, practic am testat de două ori să văd dacă n-am boxă, să fiu sigur, că într-un final n-am fost sigur. Pe stânga știam. Dar eu când am plecat de la ăla care mi-a făcut în spate de la servisul ăla cu audio, eu am fost la ăla să-mi dea fiscalul. Dar ce oare dacă l-am luat mașină? Și m-am întâlnit cu el. Și el a zis, dar ce-i faci? Zic, îmi intră fric pe aici. Da, să-ți trăiască familia, am uitat să zic că n-am boxă acolo, așa am luat-o și eu. Zice, da, pe față n-ai boxe. Zic, ce? Zic, nici dreapta? Nu, merge. Zic, da. Acum, ieri, fiind vineri, eu seara, joi seara am stat pe ăla, m-am milogit, zic, haide mă, cumpăr și eu de pe internet două boxe de astea, dai fața jos, că am văzut că trebuie doar să fie pe un cant acolo, cu o mufă și gata să mufează, știi? Zic, aia mă, că nu e dur, că ăsta n-are unde mă duc eu la servis, băiatul ăsta nu are electricien direct, știi? Aha. Are doar mecanică. Și zic, haide mă, să fac și o mașină. Bă, n-am înțeleg, zice, și zice, uite, eu mi-am făcut berțanul meu, mi-am pus boxe și la târg la Autovit, la Vital. Zic, cum? Zice, păi bă, te duci acolo că sunt multe magazine. Zice, și zici, domne, vreau să pun și eu două boxe pe față. Și ea ține și are pe stoc, e și noi, ține și montează. Zic, bine, mă. Așa facem. Ieri stăteam, am stat pe live până la 1, mă apuc, sunt pe live la final de live și Alin, țelpul de la service care mi-a zis la un turc Vital, îmi dă numărul lui Lucian, care ăla e un om de legătură cu ăsta. Îl sun pe Lucianul ăla, Lucian, da, sunt de la Alin. Am și eu nevoie de niște boxe, dă-mi și mie numărul lui băiatul ăla. Da, hai că-ți dau numărul, îmi trimite numărul. Ăla-i Cornel. Să trăiți, domn Cornel, da. De la Lucian a luat numărul care m-a recomandat de la Alin. Zic, am și eu un Audi A5 Coupe 2009. Vreau și eu două boxe față, stânga-dreapta de Audi. Ieri ploua. Domnița așa. Zice... Și băi, și nu știu, m-a întrebat de mașină, zice, dar nu știu cum e prinderea, trebuie să veniți la mine. Zic, haideți că vin la târg. Păi da, dar nu astăzi că plouă. Eu voiam neapărat ieri că s-a auzit și mașină ceva, că altfel s-a auzit doar pe spate. Zic, domnule, zic, mie trebuie astăzi. Zic, fața de ușa am dat-o ieri jos.
Deci am poze eu cu prinderile. Nu că nu mă ajută pozele, că să știu eu în interior. Zic bine. Eu acum când am făcut alea pe spate, eu am învățat un pic de la ăștia. Ce faci? Bagi într-o aplicație și se ia de șasiu. Da, 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 da. Și îți dă fiecare component. Și componenta are un cod. Și tu cauți codul ăla pe internet. Și îți dă component. Și zilul ăsta zic, bă, nene, dar nu poți să cauți două boxe de audio, nu că nu știu de care sunt. Zic, bă, frate, caută codul de componentă, îți dau seria de la șasiu și cauți. Nu că nu e la noi așa, că noi vindem aftermarket. Zic, da, mă, fratele meu, dar cauți codul. Doamne, că nu te pot ajuta, că vine o luni. Zic, de ce? Zice că trebuie să deschid fețele la mașină și plouă afară. Lasă că îmi iau eu două boxe de pe internet, doar le mufesc cu așa, că doar le mufesc și mi-o fac eu acasă. Bine, mai să mă cer cu el. Mă duc la asta, la service. Zic, băi, Arine, da, unde m-ai trimis? Zic, m-ai trimis, că e... Zic, mi-a răspuns ăla că nu știe, că tu ai zis că are de toate. Mi-a răspuns ăla că are de toate, dar el nu poate să mă ajute. Dar Arin zice, bă, după la auto, la Târgu Vitan, că 10 magazine, nu unul. Zic, bine. Prima oară în viața mea că m-am luat Târgu Vitan. Bă, intru în Târgu Vitan, lua, mocrească. Intru pe barieră, fac dreapta la prima intrare, un puș pe dreapta acolo, pe stânga, defect de vorbire, îl întreb. Zic, bă, frate, dată de castofan, îți mergem în spate. Bun. Unde parchez? În față pe dreapta. Mă duc în față pe dreapta, parchez. Bă, primul magazin în care intru, la ăla care am văzut la telefon. Și mă duc și zic, zic să trăiți, da. Am și eu nevoie de două boxe. Ce boxe aveți? Și dau Audi A5. A, și am vorbit la telefon. Bă, care erau șanse de 10 magazine în primul ăla. Și m-a ajutat, mă, boschetarul. Mi-a dat el două, că fii atent, are gaură în ușă el, mașina, are gaură în fața, vine așa și are un cant și fața, știi? Grilajul ăla unde îl vezi tu acolo. Da, da, da. Și astea, din fabrică, vine boxa băgată într-o tulumbă care vine direct pe alea. El mi-a dat două tulumbe de alea, două cercuri așa, cu un mini cant, ca și cum o deducție, știi? Vine din 20 în 5, în 16, uite așa vine. Și bagi boxa în ea și se prinde acolo și pe interior și pe exterior. Bă, și ce? Omul, două de alea de transporter, de morțului, vor să facă transporter. Două mufe, care una era incompletă, îmi venea să-mi strâng de gât. Două mufe și două boxe JBL de 16. Eu aveam boxe de 20. Și domne, ce-ți faci treaba cu astea? Nu e ce trebuie, dar faci treaba cu ele, că îți dau ceva să sune, să urmă. Zic, bine, mă. Zic, auzi, dar dacă nu sunt bune și nu mă folosesc de ele, zic, ce fac cu ele? M-am uitat așa la el, zic, nu mi le accepti înapoi? Zic, nu mai le-am. Zic, ba da, vediți dacă e, hai că faci. Urma un concurs în Constanța. Un land. Un land ăsta mare în Constanța, nu știu ce era, PSVC sau nu mai știu ce. Bă, uite, m-au chemat băieții ăștia, nu știu ce, eu chiar nu știu cine sunt. Ba, da, uite că ăștia joacă pe divizia B, du-te, nu fi fraier, nu știu ce. Și jucai polar? Da, polar. Ai jucat polar de la început? Da, de la început până la sfârșit polar. Puneam ținta pe Space, dacă vă interesează. Aulă. Periculos. Pe cum? Săream pe click 2 și puneam ținta pe Space. Dacă vă interesează de unde, de la sedan. Că l-am întrebat la Lana acolo, la Discovery Arena, ce zoom sensare și pe ce pune ținta. Bine, cred că atunci o punea pe Space și el, dar după aia s-a schimbat ulterior. Nu cred că o mai punea pe Space. Și de ce o punea pe Space? Era mult, în 1.6, era mult mai ușor să tragi cu polarul decât, să zic, în CSGO. Ținând, dacă apăsai pe Space și pe click, glonțul la polar se ducea drept. Adică era un fel de zoomless cu zoom, ca să zic așa. Aha. Nu se vedea zoom-ul când trăgeai. Aha. Dar dacă apăsai pe ambele odată, strângea instant. Așa. Și m-am dus la băieții ăștia și ăsta, Elax ăsta, avea o casă, nu știu, pe un militar. Și a zis, hai bă, înainte de concursul ăsta, hai să facem boot. Ne-am luat fiecare calculatoarele de acasă, bineînțeles. Da. Și am făcut bootcamp la asta, bineînțeles, la cei japițe de calculator aveam eu, n-am putut să vin cu el. Mi-au făcut și mie băieții repede din ce mai aveau niște piese pe acolo în PC. Și am făcut bootcamp o lună. O lună a stat în aceeași casă? A stat în aceeași casă. Ați dormit acolo? Am dormit acolo. Stai liniște. Eu, 13 ani. Unde mă, te-a lăsat în București mai câta? Da? I-am zis, mamă, mă duc, mă pregătesc, plec la concurs. Era vară oricum, era vacanță. Nu, n-avea ce să-mi zic. O lună, frumos, dar băiatul ăla avea casă cu 12 camere, mai avea și lângă încă un fel de living acolo cu pisiul, avea și piscină, stăteam la piscină frumos.
I-am dat frumos, băieți, 15 ore pe zi, timp de lună, canter în continuu. M-am dus la concursul ăla cu 160 de ore în ultimele două săptămâni, fără a feca, toate jucate. Și acolo am picat versus IGG, al doilea meci, cred. Primul meci, nu știu, nici de-a contat, a fost numai cine, erau niște băieți mai slăbuți, chiar nu mai țin minte versus cine era. Și al doilea meci versus IGG. Cine erau? IGG erau top 3, dacă nu top 1, 2, se băteau acolo cu Tech și cu EQ. Nu mai știu exact cine era. La IGG jucau Aprozar, Tweety și pe restul 3 chiar nu-i mai țin minte. Nu știu dacă erau toți din Craiova sau erau amestecați. Nu erau IGG-ul ăla mai nou, Wicked, Jason, Exit și restul. Și genii ăștia chiar se băteau cu Tech și cu EQ de la egal la egal. Noi când am văzut că jucăm cu ei imediat al doilea meci, zic gata, mai că am plecat și noi acasă frumos. Ne-am jucat train și am făcut eu vreo 40 de fraguri, i-am bătut 16-13 și după aia nu o să uit niciodată. Următorul meci, bineînțeles, după ce-i bați pe IGG, trebuie să te joci cu tag, că n-ai ce să faci. Acolo chiar nu mai aveam nicio speranță și a venit Aprozar în spatele meu, a zis: eu mi-am un scaun să văd cum joci, că ne-ai spart. Nu îl știam așa bine pe el. Aprozar fiind un băiat bun. Da. Juca bine rău. Da, da, Aprozar juca bine rău. Cine era în echipă la aia cu care jucați acum? La Teg atunci erau Chidor, Dani, Marius, Taufic și cred că Bătânu, dacă nu era la EQ Bătânu, nu mai știu exact atunci. Nu, chiar nu mai țin minte cine era. Sedan nu era. Sedan era la EQ. Aha. Cu Dece. Așa, zi. Așa. Finala. Nu era finala. Nu, mai erau vreo 16 echipe, nu știu. Așa. Mai erau multe. Și am picat versus Tech. Ăștia următorul meci. Ăsta și-a luat scaunul în spatele meu, deja nu mai puteam tremura în tot. Că na, îi știi pe ei, știam de jucători buni și d-astea și na. Și am jucat cu Tech, ne-au bătut 16-13 și atunci am făcut vreo 30 și ceva de fraguri. Și după meci a venit Taufic, când au venit să dea mâna cu noi, mi-a spus Taufic fiind AVP-ul echipei Tech pe atunci, că dacă atunci când se lasă de joc, eu iau locul lui la echipă. Nu vrea să-i le alții. Deja de acolo a plecat tot, au plecat picioarele, nu mai știam de capul meu, eram atât de entuziasmat. Că na, vă dați seama și voi, o lună în bootcamp, jucându-te în continuu 14-15 ore, chiar dacă eram eu copil, a fost mult timp investit, n-am făcut nimic toată vara decât m-am jucat. Și s-a văzut puțin, că na, s-a văzut efortul depus, dacă îți vine, că îți vin toți jucătorii ăștia top 3 și îți zic câte ceva, e frumos. Și după concursul ăsta, prima dată m-am dus la Next Please, m-au chemat băieții de la Next Please, care știe, erau 40 top 4. Cine erau? Next Please erau așa, MMB, Trașcă, ia uite bă că nu mai știu, Cicic. Da, Cicic și Puse, parcă ăștia eram, ăștia 5 eram când m-am dus eu la ei. Bineînțeles, am jucat și cu ei, am dat-o frumos pe la niște concursuri, pe la de-astea. Și după câteva luni îmi scrie Chidor: salut, s-a lăsat Taufic, vrei să vii să joci la noi? Teg? Da. Mamă. Deci chiar Taufic, când mi-a spus mie aia, le-a spus și lor același lucru, că eu o să vrea să mă ia pe mine în echipă. Și chiar atunci era un concurs în Grecia, cred, se calificaseră Teg. Și Chidor mă chemase să jucăm câteva pracuri, 2-3 zile și după să plec cu ei în Grecia. Eu le-am zis băieților de la Next Please: bă, uite, m-au chemat Teg, eu m-am apucat de jocul ăsta ca să mă duc la Teg. Că na, dacă te apuci de cantar atunci când te apucai de CS, da, auzeai numai Teg, cine știu? Tec, doar Tec auzi. Câteodată și EQ, că îi mai băteau și ei pe Tec. Și ăștia mi-au zis: bă, eu zic, într-adevăr, echipa ne mergea foarte bine cu echipa asta, cu Next Please. Ne calificasem, nu știu, până Star Leader, până ceva pe acolo, până niște grupe de-astea. Cum e acum ESEA, așa era atunci Star Leader ăsta. Tot așa cu Premier, nu mai știu cum se numeau exact alea, erau vreo, tot așa, 3 sau 4 chestii de-astea la Star Leader-ul ăla. Și mi-au zis: bă, uite, nu, ne merge bine echipa, nu știu ce, nu știu cum, eu zic să nu te duci, eu zic să așa, prea bine mă, hai că rămân cu voi. Eu eram copil, nu prea, nu-mi plăcea mie oricum să fac manevre de-astea așa pe la spate, gen, nu voiam să stau, nu voiam să stea lumea supărată pe mine sau ceva, că cine știe ce se întâmpla, poate mă dădeau afară de la Tech și nu aveam unde schimbat. Să mă mai duc. Da, între timp m-am schimbat, așa, și am rămas cu ei. Bineînțeles, am refuzat Tech-ul prima dată. Bineînțeles, după au fost băieții în Grecia, pe acolo s-au jucat, s-au întors și a mai venit un LAN. Probabil au avut boală pe mine, că ne-au spart în pumn. O, și l-au bătut la vreo 4-5 runde. Tech-ul. Și după asta era un băiat acolo, Cicic, care spunea că, bă, cum zicea el mie, bă, Vericule, nu te duce mă, hai, lasă tată, uite, merge bine. Și zic eu: păi da mă, dar pe tine dacă te-ar chema ce-ai face? Nu mă, știu ce mă, cum să mă duc, ești nebun, lasă-mă, dau aici cu voi, e bine, lasă, nu mă duc eu la ăia, că sunt așa. După două zile, după o oră, îi scrie Chidor lui Cicic: salut, vrei să vii la Teg? S-a dus instant. Și ne-a zis Cicic că a venit pe tine, ne-a zis, bă, ne-a dat mesaj, bă, m-am dus la Teg. Și zic:
Păi cum a venit cu Lenuș și ai tu că nu te duci, că nu asta? Eu sunt, era mai mare, nu știu, avea, el avea vreo 25-26 de ani și a zis, uite, bă, că e o oportunitate mare, că nu știu ce, că la, că nu mai am timp. Și zic, păi da, tu nu mai ai timp, dar loc să mă lași pe mine care am 16-17 ani să mă duc să mă joc cu ei, să prind experiență, te-ai dus tu, hă? Bă, că la, și după câteva zile mă cheamă și pe mine ăștia de la Tech. Și până la... Și ieșise doi jucători? Da, ieșiseră... era și Peri atunci cu ei. Numai erau Peri și cu Taufic. Ieșise și Peri și Taufic. Taufic s-a mai jucat puțin, Peri se lăsase și după a ieșit Taufic și mi-a scris iar Chidor. Și după aia, până la urmă le-am zis de la Rex, bă, uite, m-au chemat iar, eu mă duc, n-avem ce să mai facem. Ziceau și ăștia, da, mă, du-te acum, ba, ei, uite, ce ne-a făcut Cicica, de astea. Și m-am dus acolo, la primul concurs, imediat, tot așa. Acolo erau lanuri în fiecare weekend, la 1-6. Nu exista weekend fără lan. Așa. Și am mers la LAN, parcă am câștigat LAN-ul ăla, nu mai știu exact. Cum te-ai înțeles pe oară cu băieții? Bă, a fost destul de greu, ești nebun. Că na, cum eram eu copil, dădeam, îmi cumpăram polar fără armură și mă înjurau mereu. A, și ca idee, dacă când vă jucați cu într-o echipă și vă înjură iglu, vă supărați degeaba, că n-aveți de ce să vă supărați. Trebuie să-l ascultați dacă ce ceva aia faceți, dacă știți câți morți mi s-au luat mie. Cred că săracii străbunici și acum se rostogolesc, ești nebun la cât m-au înjurat. Când mă jurau că îmi cumpărau polar fără armură și că nu făceam ce zic ei. În ce am mai ajuns tu așa? Grind. La Tech. Bă, asta chiar, deci dacă CSGO e de acum 9 ani, bă, cred că aveam 17 ani sau 8, nu, 17 sau 18 ani pe acolo, ceva pe acolo. N-am jucat mult, a fost un an și un pic, un an jumate, la maxim Tech? La Tech. Așa. Câștigat cam tot vreo jumătate de an cât ne-am jucat. La EQ, de la ce venea EQ? Earthquake. Și Tech de la ce venea? The Elder Gods și, bă, și cam asta zic să fie istoria. Am ajuns la EQ, am câștigat vreo 4-5 concursuri la rând. Am mers cu ei și în... Primeați premii ceva atunci? Da, la astea, concursurile astea mai mari, locul 1 și 2 de uneori, sau doar locul 1, aveau, erau lanuri în afară. Te duceai pur și simplu, câștigai slot la minor, major, nu, atunci nu se numeau așa. Da. Majoritatea erau major la CS16 când te calificai să joci în afară. Din concursuri de genul. Da. În rest, lanurile astea jucate în fiecare weekend, da. Dacă era înscrierea 1,5 milioane de echipă, în funcție de câte echipe veneau, se făceau niște calcule și păstra sala cât avea de păstrat. 2-3 milioane pe PC-uri și restul se împărțeau locul 1-2-3. Deci făceai cam 30 de milioane pe săptămână dacă te duceai la toate concursurile. De cât timp te-ai jucat tu, Counter, de la toate echipele, care a fost cea mai bine clasată echipă mondială contra care ai jucat? Navi, locul 1. Ai jucat cu Navi? De 4 ori la orice concurs te duceam în grupă cu noi, erau Navi. Tegu? S-au pus. Da. Și? Ați făcut vreo fază bună? Ce? Cu fază bună, că n-aveai nicio șansă cu aia aici. Singura fază bună am făcut-o la un Dreamhack. Noi eram în grupă cu Navi, Fnatic, Moscow 5, top 3 care trebuiau să câștige concursul ăla. Erau cu noi în grupă. Și singura fază de asta bună a fost atunci meciul ăla cu Fnatic. Abia ne-au bătut 16-14, noi făcând un comeback. Ne-au dat 11-4 și pe Inferno. Ne-au dat 11-4 parcă sau 10. Da, Dani, când a făcut Dani, a jucat Dani mondial atunci. Și cu cine erai? Eu, Dani, BTN, Kidor și Snapper. Bun, vă salută fratele Conacu și suntem în ziua, nici nu știu a câta zi. Mi-a scris Cheta, sunt treaz de la 9. Bun. E ceasul Burberry. Mă, cum să citea ceasul meu, de la stânga la dreapta? Mamă, e 3 fără un sfert? Bun, și astăzi a venit ziua cea mare, pentru că după ce dați like, după ce dați subscribe, mergem să vă arătăm scena, tată, scena unde se joacă la anul ăsta. Să vă arăt și vouă împrejurile și producția și tot ce se întâmplă aici. It is the moment, Lego. Așa, ia filmează și tu, domnul Sound, că ne-a certat lumea, că de ce nu ieșim în Cluj, da? Cum arată Clujul ăsta? Cum arată Sound Clujul ăsta? Cum arată asta strada pe care stăm noi, mă, să mă bată tata cu 5 km pe oră? Ia dă-mă să-i arăt eu acum. Salutare, chat! Ia ziceți chat, cum e? Zi Soundre, cum e? Uitați-vă cât stăm ca să facem dreapta. Și aia e bandă de bas acolo. Și n-am luat toți jucătorii că nu am avut unde, că jucătorii fac prac și atât. Nu stăm să ieșim în Cluj, nu-i așa, mă? Uite cum se stă și prindem roșu. Salută-i Sound și tu. Hai, salut. De-aia zile, ce apare vlogul ăsta acum? Unde mergem noi? În vlogul ăsta? Da, ce ne arătăm noi acum? Mergem la... Unde zice că mergem? La Craig. Așa, deci mergem la Craig. Ce e acolo? Ce s-a E studioul Digital Crusade. Deci le arătăm scena? Le arătăm scena. Le arătăm producția? Dacă putem. Împrejurimile le arătăm? Le arătăm și pe alea. Arătăm și Lamborghini-ul lui Ovidiu. Vreau un like, subscribe și clopoțelul ăla și follow pe Insta la toată lumea. Dar important e să dea follow la All Stars Gaming. Azi.
Băieți, avem interviu cu noul membru All Stars. Spune-ne cum te simți în prima zi cu echipa. Da. Îi promiți războiul lui Geo Hype ăla de la OneTap? Ești așa pornit? Da. Bun. Se pare că băieții de la All Stars și-au luat un jucător care să meargă pe criteriul ăla strigătului. Au, 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 nu? Și tu faci ham, ham, ham? Cu directivă de la stresul. Intrare. Urmează să-l urmăriți pe angelul nostru. Ca să vă fac un tumă pe aici, producția. Salut la băieți. Deci urmează să mergem în zona unde este mâncarea și să vă arătăm și ce astăzi la mâncare. Ar intra o ciorbă, nu? Merge o ciorbă la asta, Battle Scale. Ia să vedem mai pe sound-ule. Aici. Ia vezi și ciorba la masă. Mamă, nu, ia la două. Și asta? Iar... Sucă cu cartofi, naturi. Vezi că parcă aș mânca. Bun. Ce fac, mă, man? Dar n-am pe vlog aici. Doamne ajută, domnul Conacu, Doamne ajută, ce Doamne faceți? Ajută. Să trăiți, ce trăiți. Faceți? Uite, numai bine. Ați mâncat astăzi? Mâncat. Spuneți-mi foarte cine bune. Sunteți. Varianta mai imogen de pe Wish. Așa, ce faci tu aici? Eu mă ocup de tot ce înseamnă parte de acces, verificare, teste PCR. Am. Exact. Am. Ai. Am, nu știu câte exact. Minute, văzut, dar te salutăm. Salutare. Deci cam asta e zona în care mâncăm. Aici să mai așteaptă, sunt oameni deja aici, poate nu vor să apară foarte mult pe vlog. Aici avem o echipă care e deja pregătită și un pic tensiune că nu se știe ce se întâmplă. Ceea ce e producția. Ceea ce e la Big Boss. Cu drag să lucrează aici. Avem pe domnul Mihai Cotos. Salut, salut. Cotos. Cotos. Și ce e masculul ăsta? E ceau, ceau. Auzi? Ai un mesaj pentru stresul? No, che pasa? Che ta? Un mesaj pentru echipa All Stars? Un mesaj pentru echipa All Stars? Sincer, cred All Stars. Nu mă glumesc. Bă, faceți o treabă bună. La modul ce mai serios. Și acum mă refer și ce în spatele All Stars-ului și All Stars. V-ați afișat prea mult. Și ce zic, o să zic că ăștia în viitorul apropiat All Stars Mafia. Oh. Bă, deci s-aud niște sunete de aici de unde se joacă Imogen cu Moroșanu. Dar mor, mă. Dacă nu știați, vă zic eu în premieră. Vrei să auzi în premieră ce zic? Ia fii atent aici. Imogen este singurul influencer din România, da? Care plătește organizațiile ca să apară la eveniment. Adevărat? Ai voi lui Imogenes. Băieți, vreau să vă prezint noul streamer All Stars Media. Cine ești? Sunt Shroud, le v-am găsit pe aici. Și română? Știu și română, știu și engleză. Cum îl cheamă? Michael? Cum îl cheamă pe Shroud? E polonez, e de-astea. Michael Pojelnik, Kirjelnik. Băieți, pauză la clip, spuneți în comentarii, seamănă cu Shroud sau nu? Greșe. Da. Greșe. Tu ești focă, nu? Da. Stai băiatul de la Nexus care face tandrul. Nexus Mafia, adevărat. Bă, băieți, deci ca să înțelegeți un pic ce se întâmplă, că trebuie să știți. Echipa Quantum a plecat azi dimineață de la LAN, s-a dus în București pentru că au fost depistați pe lângă Flash, care a fost depistat în prima sau a doua zi, și Exe, dacă nu greșesc, și Santa, managerul lor, și automat au trebuit să plece. Deci mai suntem aici decât All Stars, Nexus și OneTap prezenți la LAN, dar nu se știe cum decur lucrurile. Mai sunt 4 zile, zice Shroud. Să vedem ce se întâmplă. Un gând pentru All Stars. Bă, având în vedere că în All Stars sunt foarte mulți prieteni de-ai mei și voi, manageri și toată lumea, dă, să dea Dumnezeu să vă fie, să aveți un meci ușor și cel mai bun să câștige. Da, corect. Un meci ușor, dar cel mai bun să câștige. Bă, să câștige oricine, numai să fie All Stars, gen, la mod să fie. Adică da. Da. Vamos. Și l-avem aici în All Stars și OneTap. Nu. Deci pentru că din cauza COVID să ținem meciul afară. 20 de lei pe lățos. Gogulei, te mănânc. Ia uitați-vă, s-a pus în stilul Bakugan. Gogulei, tu ești underdog-ul. Pop. Dacă îi dai drum acum, știi cum, la București se oprește. Pe cine pariați? Pe domnul ăsta sau pe domnul ăla? Pe Mundo. Pe Mundo? Cât puneți la bătaie? Are cotă 1.40 Mundo ăsta. Mâncați-i jura, dar se ridică ăsta, zici că e mâncat. Iu. Olău. Gogulei, stai cu mine, băi. Băi, te-mi preteni, stai. Am zis, lasă-l. Hai. L-am blânzit. Și stresul are nevoie de așa ceva. Și cred că am fost dat afară din All Stars. Healthy. Uite banii unde stau. Luați pagă de la fiecare echipă, uitați, vedeți? Angel, uitați-l. Numără banii. Gata, băieții, am plecat și noi de la Craig de aici. La Craig Hotel. Da, mă, și mergem la hotel. Să ne vedem și cu ceilalți membri, pentru că v-ați luat pe noi, că nu apară toți membrii echipei All Stars. Bă, ia uitați-vă, bă, sistem, fii atent. Da, asta e din totdeauna. Mă,
E o stare de tensiune generală, l-am lăsat pe sound în cameră. Bătrânul e jos, pentru că m-a așteptat că nu au apărut toți jucătorii, că au apărut doar doi. Mergem acum la camera cealaltă. Suntem în camera diferită, n-avem ce facem. Nu se știe dacă o să acceptăm să joace de acasă echipa cealaltă. Să intrăm peste băieți. Bă, trebuie să oficializăm o relație. Aici avem o relație frumoasă, de prietenie, mă. Băieții, am venit cu japca un pic peste voi, pentru că au zis oamenii, fanii All Stars, au zis că în primul vlog a apărut doar doi jucători, mă, frate, și unde-s restul? Și acum am venit peste voi în camera asta, altă, unde sunteți trei și sunteți doi. Ferenca, unde? L-am văzut, nu, că știu. Hai, ziceți așa, de final, o părere despre ce se întâmplă acum. Am apucat să le povestesc oamenilor. Sunteți la curent cu chestia asta cu Quantum. Mai ales tu, bineînțeles, că e cu Fractor. Bă, băieți, deci, ca să înțelegeți un pic ce se întâmplă, că trebuie să știți. Paranormal să anuleze lanul. Ok. Și cu gen să se rejoace? Să se rejoace online. Ok. Tu ce zici, sexe? Băi, eu deja aș fără, adică... Da? Deja e prea mare și vorbim de sănătatea... Fiecăruia, da. Fiecăruia. Da, da, da. Deci cam asta e. Toată lumea e tensionată, că am mai arătat oamenii astăzi, am fost pe la Craig pe acolo. Toată lumea e tensionată, așa e distantă un pic. Dai seama, suntem acolo, suntem prieteni. De exemplu, în echipa alaltă care e lovit așa e Fractu. Poate mai sunt și prieteni. Trebuie să înțelegem și noi că nu merge așa. Eu cred că ne-am grăbit un pic cu turneul ăsta, sincer, în condițiile astea. Da. Vedem și mine, dacă da. Am luat teste eu astăzi, am luat 10 teste acum și să ne facem iar teste. Ferească-te Dumnezeu. Și acum lasă să vedem ce se decide de la organizație, de la producție, să vedem ce se decide cu Quantum. Încă nu știu, dar vă anunțăm pe vlogul următor. Băieți, un gând bun pentru băieți, aici pentru oamenii care se uită. Ce să donați, donați. Donați, dar susțineți echipa chiar dacă am pierdut și am avut o prestație mai slabă. Putem reveni, nu e gata, mai avem o șansă. Va măsică. Let's go sâmbătă și susțineți echipa, boys. Să sperăm că în duminică suntem în final mare. Aia zic. Like, subscribe și follow pe Instagram, boys, la All Stars Gaming Ro. Respect, noul membru All Stars. Avem drumul către succes, băieții.